Știința municipal Dedeman continuă evoluțiile fluctuante la semicercul Ligii Naționale. Încă o dată, studenții au dovedit că pot fi ușor de îmblânzit în meciurile din deplasare. Dovadă stă și jocul de la Poli Timișoara, în care echipa lui Voica a reușit să se impună cu mari eforturi. Gazdele au condus după 3 minute cu 3-0. Voica a cerut time-out, iar scorul s-a întors la 5-4. Până în minutul 20, băcăoanii au avut conducerea, dar pe fondul unui joc slab în apărare, gazdele au restabilit echilibrul la 14-14, pentru ca la pauză să se intre la egalitate 20-20. Încă 10 minute au mai suferit studenții în cea de-a doua repriză, în care bănățenii au condus și la 2 goluri. Cu Ghiță și Ramba în postura de principali marcatori, Știința a redresat situația și s-a desprins categoric pe tabelă în ultimele 20 de minute. S-a încheiat 36-31 pentru Știința, însă lipsa de inconstanță dă de gândit. Știința Municipal Dedeman, precum și echipa satelit, vor debuta la mijlocul săptămânii viitoare în Cupa României.